au fost în fiecare tabără. Doamne, vino, Doamne, să vezi ce-a mai rămas din oameni. Suntem în direct astăzi, președintele României, vorbind despre Revoluția Română din decembrie 89. A făcut, din punctul meu de vedere, o serie de declarații controversate și oarecum ciudate pentru un președinte care este la al șaselea an de mandat. Iohannis a spus așa: justiția trebuie să-și facă datoria, orice întârziere este un grav atentat la adresa democrației. Și despre asta o să discutăm în minutele următoare, despre justiție, despre dosarul Revoluției din decembrie 89 și despre mirarea aproape, cum să spun eu, de neînțeles a președintelui României. Repet, președintele României este în mandat din decembrie 2014, Klaus Iohannis, vorbind despre justiția care trebuie să-și facă datoria. Bună seara, Doru Mărie și Asociația 21 decembrie. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Deci președintele României, Klaus Iohannis, s-a aflat în 2020, în decembrie, că este o problemă cu justiția privind Revoluția Română de acum 31 de ani. Domnul președinte Klaus Iohannis a luat, să spun așa, sau noi am luat contact cu dânsul în 2016, am avut prima întâlnire, după ce în 2015 dosarul Revoluției fusese închis. Deși venise multiple decizii CEDO, o chestiune care n-am înțeles-o și nu o să înțeleg niciodată, cum și-au permis să închidă dosarul Revoluției după ce CEDO spune că trebuie făcută anchetă efectivă, redeschise dosarele, finalizate, condamnați și vinovați pentru a se face dreptate victimelor și a da satisfacție națiunii române. Să nu mai folosiți impersonalul. Cine a închis? Cu nume, cine și, închis? Prenume. Da, cu nume cine? Și prenume. Cu nume și prenume este vorba de Să-i dăm niște informații. Domnul Iohannis poate nu știe să... Cum se numește? Procurorul? Gheorghe Cojneanu era șeful secției penale. Cojneanu. Da? Să fie trecut la cartea de istorie. Dacă să fie trecut. Cojneanu. Da. Șeful secției parchetelor militare. În 2016. Șeful secției parchetelor militare ulterior. Atunci era șeful secției penale din cadrul... În 2016. În 2015. 15. Cu președinte Klaus Iohannis, da? Da. Gheorghe Cojneanu. Bun. Ion Vasilache era șeful secției parchetelor militare. A plecat cu Ion 4 Vasilache. Stele. Da. De general, a venit cu... I-a dat domnul Iohannis o stea lui Vasilache? Nicio stea domnul Iohannis. L-a ratat pe domnul Vasilache. Traian Băsescu i-a dat cele 3-4 stele fostul lui președinte. Vasilache. Deci, Gheorghe Cojneanu, magistrat militar, presupun, da. Ion Vasilache, 4 stele, 4 magistrat, stele. Procuror militar. Da, și Gheorghe Cojneanu a plecat, cred, cu 3. Mai dacă puțin, nu mă înșel. Da. Sau poate 4 are și da. El, că anul trecut a primit una, într-adevăr, înainte de a pleca la pensie. Da. La pensia specială. Da? Evident, la pensia de 5.000 de euro pe lună. Pe Tudor Marian, care este acum... Tudor Marian, al procuror, da? Prima este ajunct a șefului secției parchetelor militare în acest moment și a avut propunere de avansare la general. Domnul Klaus Iohannis nu i-a dat steaua de general în această... 1 decembrie. Nu e timpul pierdut, poate prinde anul viitor, da? Când iese la pensie. Sau... Și încă 3 procurori care au lucrat în acest dosar, Văietiș, îmi scap acum ceilalți 2, unul era din Timișoara. Și... Eu zic să îi gradăm și pe ăștia, să le dăm 2-3 stele, nu? Grade au luat, ei au venit major, au avansat la len colonel, a venit len colonel, a avansat la... Evident, la muncind colonel. Foarte mult. Muncind foarte ani, mult, da. Spetindu-se. Au fost foarte multe dosare în zona militară, presupun, și... Dacă întreb câte au făcut, nu găsești niciun dosar făcut de ei. Da, deci problema de dimineața până seara da. Aveau foarte multe dosare la da. Secția parchetului da. Militare și nu s-au putut ocupa de dosarul Revoluției pentru că aveau foarte multe dosare da. În zona militară, presupun, da? Mihalache de la Timișoara. Alt procurorul Mihalache, da? Tudor Marian și Mihalache de la Timișoara. Deci, cum e cu justiția, domnule Mărieș? Bun, asta este în 2015. Tot atunci era procuror general Nițu Tiberiu Flaviu, care am auzit că în această seară am primit informația că a depus cerere să se pensioneze. Săptămâna trecută, la 49 de ani, a obosit domnul Nițu și, da. Evident, primește acea pensie deci, merită de 5.000 de euro pe... Merită trecut acolo pentru că este, să fie și el în cartea de istorie, sub el, sub
Practic el era procuror. Nițu Tiberiu, prietenul lui Victor Ponta. Nu. Da, da, Tiberiu Nițu. Da, Tiberiu Nițu, că așa e știut. Tiberiu Nițu, prietenul lui Victor Ponta, a fost procuror general, practic șeful acestor, acestei procurori, secție. Da, acestei sigur. Secție militare. Bun. Pleacă el pe acea demisie intempestiv, nu? A plecat înainte de a-și finaliza mandatul și rămâne procuror general interimar domnul Bogdan Licu. Da. Asociația 21 decembrie depune o plângere atunci. Există o discuție, un meeting, un protest cu urmași de eroi martiri acolo. Avem o întâlnire cu domnia sa și ne comunică că s-a hotărât să se sezizeze din oficiu, să redeschidă dosarul, ceea ce și face. Mergem cu el la Curtea Supremă pentru confirmare. Curtea Supremă confirmă. La momentul închiderii, sigur că am avut reacții către președintele României, Klaus Iohannis, și domnia sa ne-a spus, în momentul în care se decide la Curtea Supremă că se închide sau se redeschide, în acel moment ne vom întâlni. Ceea ce a și făcut. Într-adevăr, a existat o întâlnire oficială între Asociația 21 Decembrie și domnia sa. Și ce ați discutat cu președintele Iohannis în 2015? Domnul președinte ne-a asigurat că are toată deschiderea și că, într-adevăr, a sprijinit... Și că o să se facă lumină. Bun. Și după 6 ani de zile domnia s-a făcut lumină de s-a făcut întuneric. Mergem cronologic. Vine domnul Augustin Lazăr, procuror general. Da, mare deontolog și Augustin mare Lazăr. Da. Procuror general care Augustin promite, Lazăr. Promite dinainte... Tot hashtag-ul, toți rezistenții, toți useriștii, toți luptătorii pentru democrație l-au ținut în brață pe acest Augustin Lazăr, care a făcut ce? Ce a făcut Augustin Lazăr pentru dosarul Revoluției? Acum, să știți că și eu am fost în Piața Victoriei aproape, nu zi de zi, dar am fost foarte mult în Piața Victoriei, am susținut, nu toată lumea din Piața Victoriei îl agrea pe Lazăr, dar dumneavoastră aveți dreptate, cu prioritate era Lazăr și doamna Chioveș și susținuți acolo. Bun. Domnul Lazăr vine și promite de la începutul mandatului că finalizează cele două dosare istorice. Dosarul Revoluției și dosarul 13-15 iunie. O serie de întâlniri... Părea serios, Augustin. Nu serios. Foarte determinat. Cum am rezolvat problema brățărilor dacice, ulterior am aflat cum a rezolvat-o și pe aceea. Așa rezolvăm domnul Mărie și dosarul Revoluției. După 4 luni aflu că are un dosar penal făcut de SRI cu Nedoara și că a venit cu un dosar penal Augustin Lazăr mandat. Și spun, domnul Lazăr, vă rog eu frumos, rezolvați-vă problema asta. Domnul Mărie, să nu mai spuneți asta. Stați puțin că avem probe, SRI nu face dosare penal. Nu putea să facă SRI un dosar, deci au făcut alții. Ați zis că avea un dosar făcut de SRI. Da, avea un dosar? Ce, Coldea nu făcea dosare? Nu știu. Bun, ok. Nu știu. Haideți că n-are rost să pierdem vremea cu asta. Lăsați-l pe domnul Coldea, dacă pune miniștri acum de... E 6 adevărat. În România, și asta, în timp ce discutăm. Și aceasta e adevărat. S-a dovedit ulterior, seriu implicat în dosare. Bun, deci Augustin Lazăr v-a promis, celălalt procuror general v-a promis, domnule, ne ocupăm, facem treabă cu dosarul Revoluției, cum am făcut la brățele dacice. Ce a făcut Augustin Lazăr? Augustin Lazăr îl aduce... Procurorul numit de Klaus Iohannis, atenție. Da, procurorul numit de domnul Klaus Iohannis, corect. Nu putem să negăm aici. Vine în mandat și îl aduce pe prietenul lui și colegul de cameră de la Cluj, la Facultatea de Drept, sigur, ulterior își ia cum îi spune masteratul, undeva pe la Bălți. Gheorghe Coșneanu, pe care l-am numit mai devreme. Coșneanu era prieten cu Augustin Lazăr. Erau foști colegi de cameră la Cluj, la facultate. Bun. Coșneanu se ocupă ca să facă... La ce pe Coșneanu îl pune șeful secției parchetelor militare, după ce sub el, în secția lui, că era secției penale din cadrul parchetului militar, secției parchetelor militare, îl pune să lucreze, să aibă grijă de acest dosar. Iar tot Lazăr îl aduce pe Ion Alexandru, de la DNA, general cu 2 stele, căruia încredințează dosarul 13-15. Acum cei 4 care închisese dosarul nu mai puteau lucra pe dosarul Revoluției, pentru că îl închisese, nu? Mai avea vreo 6 pe acolo. A luat alți 4, i-a pus pe dosar să lucreze, în dosar să lucreze, numai că Coșneanu îl aduce pe finul lui Cătălin Rocopițu, cel care este acum șef al secției parchetelor militare. Cum îl cheamă? Rocco? Rocopițu, da. Sau Rancopițu. Rancopițu. Deci ăsta este Pițu, ăsta este șeful parchetelor militare. Azi. În timp ce vorbim, în mandatul lui Klaus Iohannis. Da. Care Iohannis vorbește despre că domnule să rezolve justiția. Bun, ok. Vine în mandat. O să vă rog dacă
Să întrebați în regie dacă nu există cele două înregistrări care le-am dat la domnul Mușat, Tudor Mușat, colegul dumneavoastră, în urmă cu, chiar în ziua în care practic Curtea Supremă a decis reîntoarcerea dosarului Revoluției către... Acolo avem, avem momentul în care se semnează rechizitorul din dosarul Revoluției și cred că merită dat. Și... Da, eu vă întreb altceva, da. Dor Măieș. Politicienii ăștia, șefii de stat, și o să vedem acum niște... Da, este înregistrarea din 2009 care face istorie pe internet, am prezentat-o și noi. Deci în 2009, fostul președinte Traian Băsescu, adică acum 11 ani, declarat și a declarat acum Iohannis, astăzi. Dom'le, justiția? Păi cum justiția în al doilea meu mandat de președinte a României? Păi trebuie să rezolve dosarul Revoluției. A luat-o pe Chioveși și o să vedeți imagine și a spus doamna Chioveși, păi n-ai rezolvat, nu ți-am spus să rezolvi dosarul Revoluției. Este o mare porcărie ce se întâmplă. De 11 ani ce a cerut Traian Băsescu, n-a rezolvat nici măcar Iohannis după 6 ani de mandat. Ca să ne înțelegem. Întrebarea mea este, politicienii ăștia, de ce mai fac declarații despre Revoluția Română, știind că de fapt nu vor să facă nimica, nu pot să facă nimica și practic este un subiect tabu care nu se va rezolva niciodată în România? Domnul Mănăsire, în 2009, după ce trebuie să mergă în 2007, în 2007 am început acțiunea la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. CEDO a cerut ca acest dosar pe care îl preparase domnul Voinea în perioada 2005-2007, împreună cu o echipă de polițiști judiciariști, să ne fie remis pentru a ne putea apăra împotriva statului român. Aveam o acțiune la CEDO, Asociația 21 Decembrie, o doamnă de la Brașov, Vlase, care a dorit să vină cu noi pentru că le era frică oamenilor să meargă să dea statul român în judecată și Mărieș contra România. În acest moment, domnul general primește de la Ministerul de Externe, pentru că acolo era agentul guvernamental al României, primește dispoziție să copieze din dosar, să-l trimită către CEDO. Face acest lucru, pleacă o serie de acte, 40.000 de file către Curtea Europeană, care se opresc la Ministerul de Externe, ele fiind oprite de către Horațiu Radu, dacă vă spune numele ceva, cel care dorea să ajungă procuror general în vara trecută, el fiind agentul guvernamental al României la Curtea Europeană. Facem niște proteste, domnul Diaconescu era în străinătate, vine din străinătate, îl cheamă pe Horațiu Radu, îl minte în fața noastră, eu aveam de hârtie de la CEDO că nu au nicio filă acolo, ce făcuse? Trimesese opisurile dosarului în batjocură. Și Diaconescu dispune în acel moment, mâine dai drumul la dosare. Era în 10 zile de la această discuție, am găsit cutiile cu actele de la parchet, în sediu asociației, remise de către CEDO, către asociație. Eu intru în greva foamei. Și în urma am spus, băi, dacă am luat 40.000 de file, nu iert, iau tot. Și am intrat în greva foamei în fața Palatului Cotroceni. După 33 de zile, sau mai exact în prima zi, domnul Băsescu intră în curte, se redeschide poarta, dă cu spatele, coboară din mașină, strigă la mine, ce faci aici? Ce ți-am spus acum 3 ani? Vreau să știu cine trădează, eu sau tu? Asta a fost discuția dintre mine cu martori pe... În... Unde da, cele și două după discuția dintre Traian Băsescu și Doru Mărieș, am văzut episodul domnul ăsta. Domnul Băsescu... Chemarea Laurei Căduța Chioveși și la Cotroceni. În a 33-a zi de greva foamei, mă invită cu o delegație la Asociația 21 Decembrie și domnia sa formează o echipă, sau cheamă o echipă la Cotroceni, nu formează, cheamă o echipă la Cotroceni, în care era domnul Bogdan Licu, ajuntul CSM-ului la momentul respectiv, Cătălin Predoiu, ministru de justiție, Emil Boc, prim-ministru al României, și Madame Chioveși, doamna Chioveși și acest agent guvernamental. Bun, să vedem imaginele de atunci. Opinia mea este cât se poate de clară și bine formată. Deci, când vine luna decembrie, politicienii, de regulă șefii de stat sau premierii, că acum n-avem premier, fac declarații de bon ton despre Revoluția Română. Cum a făcut și Iohannis astăzi. Ceva de genul, vă repet, la 31 de ani de la Revoluția Română, justiția trebuie să-și facă datoria, zice Iohannis, orice întârziere este un grav atentat la democrație. Și se închide episodul cu Revoluția, au bifat politicienii declarația, am spus ceva frumos despre Revoluție, i-am tras de urechi pe cei din justiție, mergem acasă, ne vedem de treabă. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că acum 11 ani și Traian Băsescu s-a înfoiat foarte, foarte puternic. Dom'le, rezolvați treaba din justiție. S-a rezolvat ceva? S-a rezolvat ceva în justiție legat de Revoluția din 89?
Nu, nu s-a rezolvat și nici nu se va rezolva, chiar dacă Iohannis o să mai aibă prin modificarea Constituției încă două mandate de președinte al României. Să vedem imaginea din 2009, că sunt istorice. Aceste dosare care s-au predat de la domnul general Boina, înțeleg, s-a pensionat, a vrut, n-a vrut să mai lucreze, nu mai știu, dar dați o speranță că se va continua încheta și va ajunge la un sfârșit. Domnule președinte, de bine ce înțelegeți prin speranță? Deci am spus că vom soluționa cu celeritate, pentru că 18 ani n-am avut soluție. Eu nu pot să vă promit o soluție și nici nu pot să întreb ceea ce 18 ani nu s-a întâmplat. Doamna procuror general, deci o să dăm o soluție. Cred că ați înțeles foarte bine ce v-am spus. Și am o rugăminte. Nu mă confundați cu un ziarist căruia îi faceți o declarație. Vorbiți cu șeful statului care vă spune așa. Au murit 1600 de oameni la Revoluție. Iar voi închideți dosarul. Aveți soluție sau nu? Au murit oameni la Mineriada din 13-15. Ce vreți să spuneți? Că vă impun o soluție? Vă impune realitatea. Să spuneți dacă s-au împușcat singuri oamenii aia sau au fost împușcați de cineva. Nu mă confundați cu ziariști. Deci, dincolo de, cum să spun, o supărarea oarecum teatrală, actoricească a lui Traian Băsescu, Traian Băsescu este un mare actor politic, un histrion, da, poate juca foarte multe roluri. Avem următoarea informație importantă. Au murit 1600 de oameni, spune fostul șef al statului, în 2009, suntem în 2020, iar justiția, cum spunea Klaus Iohannis, este chemată să rezolve, nu știu ce. Da, în Bucura. De ce oamenii ăștia politici, că se numește Băsescu, Iohannis sau alți politicieni, pângăresc până la urmă memoria acelor 1600 de oameni care au murit în 89? Mă, mai pe românește, dacă nu poți să faci nimica, dacă știi că nu se poate face nimica, da? De ce mai spui, mai faci declarațiile astea sfărăitoare? Nu mai ieși public, nu mai spune nimica. Pentru că mai pescuiesc niște voturi într-un bazin, într-un lac, într-un, cum vrei să spui, tot mai mic, de la an la an, fiindcă știm cu toții că interesul celor care au trăit acele clipe teribile, memoria, amintirile, interesul din ce în ce mai mic prin selecție naturală, până la urmă, da? Deci asta au făcut. Eu acum că am văzut declarația asta, m-am reîntristat de când am văzut-o prima oară și de câte ori văd relorile, că îmi dau seama cam ce gândeau și gândesc politicienii și oamenii importanți din administrație despre noi jurnaliștii, da? Că și asta e de subliniat în povestea asta. Asta îi spunea Băsescu lui Chioveși. Bă, nu mă prosti ca pe jurnaliști. Dă-mi o paia bună, știi? Adică noi eram de prostit noi presa. Eram fraierii cărora știa până și președintele că ni se vând fonfleuri și gogoși. Acum vreau să spun și eu un lucru, Silviu. Dacă chiar se vroia, se umbla la lege. Pentru că toți acei domni pe care domnul Mărieș i-a enumerat acolo, generali, stele, toți au plecat liniștiți, pasând acest cartof încins, pentru că sunt convins că pentru ei era un cartof încins. E și multă muncă și din urmă greu, arhive peste arhive, au pasat acest cartof încins fără nicio problemă și și-au văzut de viața lor. Dacă cineva ar modifica astăzi legea și ar spune că toți băieții ăștia, nu numai aia cu stele multe, toți băieții ăștia care lucrează în procuratură și care au pensii speciale, salarii, nu mai zic de inamovibilitatea lor de la bară, adică băi, eu am greșit la serviciu, tu greșești, ne sancționează cineva, șefii ăia, nu, pe ăștia nimic, deci poate să dea negru că e alb și albul că e negru. E, dacă am modifica un pic legea și a zice, bă băieți, aveți toate aceste privilegii, societatea pe cârca ei vi le dă lună de lună și când o să ieși la pensie până muriți. Dar pentru asta, punem o virgulă, dar, bă băiatule, dacă tu, după ce ți-a venit o decizie de la CEDO, pe invers, după toată munca ta, sau după ce ți întoarce sau după Curtea ce ți întoarce Curtea Supremă, sau după ce vedem cu toții că societatea că negrul tău era alb și invers, bă băiatule, nu că nu-ți mai dau niciun privilegiu și nu mai primești nimic, dar te duci în pușcărie 20 de ani. Răspunzi și pentru asta ce înseamnă. Faci și adică pentru ce nu vezi faci. Că de câte ori vorbim de răspunderea asta magistraților, e tabu. Vine câte un ministru al justiției care merge așa parcă în magazinul de porțelanuri să nu cumva să dea cu cotul în vreo lege de asta, dar ei au fost totdeauna un element de presiune pentru orice politician, orice factor. Nu se poate schimba legea asta, mă, frate. Ce spuneți dumneavoastră a existat în codul Rucarul și ar fi foarte bine de introdus și pentru ce face nu, și pentru nu ce nu trebuie umblat la nimic, nici la privilegii, nici la inamovibilitate. Right. Da, lasă-l să judece cu celeritate, să n-aibă presiune pe el. Bă, dacă te-am prins că ai făcut-o pe invers,
Bă, și tată, ce s-a întâmplat aici? Răspuns de trei ori mai mult decât Bucura, da, Mănăstire și civilii la un loc. Justiția să-și facă datoria. Luăm o scurtă pauză. Avem o intervenție a domnului avocat Iancu Toade, reprezentantul companiei Romprest. Știți subiect?